Filmul la care vă recomand să mergeți în această săptămână este Pain and Gain sau Trage tare și te scoți sau Minte puțină și mușchi foarte mari. Să vedeți despre ce este vorba în acest film. Multă crimă, acțiune și prostie maximă. I'm hot! I'm big! No! No! My name is Daniel Lugo, and I believe in fitness. All this began because it was time to push myself harder. Oh, there you go, yes! Otherwise, I was looking at another 40 years of wearing sweatpants to work. Mr. Doble, are you currently using steroids? I think they messed me up. Don't worry, that's what we specialize in here. Penis magic. I'm a self-made man. I made a lot of money. Maybe yourself ought to spend some of it on a salad. You know who invented salad? Poor people. What's going on, DL? You ever just get tired of being where you are, Adrian? No. I kind of like it here. I mean, the weights are new to I mean, in life, man. When's the last time you paid your rent when it was due? I got a plan to change that. Where'd you do your time, pal? Up north. Are you fixed for a job now? You just can't kidnap a guy and take his things. That's so illegal. Sure we can. Victor Kershaw is a criminal prick who deserves bad stuff to happen to him. We go through with this. Nobody gets hurt, right? Oh, man. We snatch him. There he is! We grab him. Signs a few signatures. We give him a protein shake. He doesn't even know what happened. I watched a lot of movies, Paul. I know what I'm doing. The Sun Gym Gang has successfully acquired every asset you had. What happens now? Now I go to work. I gotta get a pump. That's it. It's good. It hurts. I know it does. That's it. Get it. You said no violence. And I meant it when I said it, I swear to God. I cannot kill. Duly noted. Look, when this is over, we'll all go camping. All right? Okay. Și ce am făcut eu după ce am văzut acest film? M-am dus să alerg 4 km pentru că sunt un om care acționează, da? Tibi, tu ce ai făcut? Eu am încercat să fac 5 flotări și m-am oprit la prima. Pentru că pur și simplu nu sunt genul filmul. Este numai bun și ușurel, pentru că tot a trecut perioada postului și știu că majoritatea românilor se îndoapă, așa cum le este obiceiul. Și filmul este ușurel. Începe relativ lent, pe muzică lentă, cu aceleași tertipuri stilistice pe care le folosește Michael Bay și în Bad Boys. Planul de jos în sus și camera care se învârte prin mai multe camere și e surprinzător pentru Michael Bay că nu a folosit multe explozii. În schimb, s-a concentrat pe dezvoltarea personajului în cealaltă oră și jumătate din film. Este incredibil de dobitocesc. Este prostesc până în măduva oaselor, în sensul bun al cuvântului, pentru că personajele acei culturiști bătuți în cap interpretează visul american în cel mai inept mod posibil și îl folosesc în scopurile lor mârșave pentru a-și justifica dorința de succes. Este un film pentru un film despre oameni inferiori cu complexe de superioritate, dacă se poate spune așa. Îmi place de Mark Wahlberg pentru că în primul rând este imens și a făcut niște mușchi pe el de nu mi-a venit să cred și pentru că combinația de comedie și film de acțiune îi prinde bine. Am văzut Broken City, a fost oribil. Am văzut Ted, a fost bun și îl vom vedea cu Denzel Washington în Two Guns, unde face ceva similar și este și el amuzant și The Rock Johnson este incredibil de amuzant în persoana unui culturist prost drogat care a găsit religia și este un alcoolic pe cale de revenire, dar cu scăpări. A fost amuzant tot timpul, până și Tony Shalhoub, care în Mank joacă un rol de crispat, este ceva mai relaxat și mai bun. Și filmul este nu neapărat un film, pentru că este inspirat din caz real. Și este atât de incredibil scenariul încât pe la jumătatea filmului ți se aduce aminte că, atenție, este un caz real. Oamenii ăștia gândesc în felul următor. Exact așa s-a întâmplat și ne arată și la sfârșit personajele reale care au făcut acest lucru. Au omorât oameni și
au făcut flotări după pentru a se detensiona și au tras de gantere și au tras pe nas și au făcut incredibil, incredibil. Au tras de toate. Mie mi-a plăcut într-un mod pervers pentru că a fost și un personaj din România. Bineînțeles, o tipă ușuratică venită din Transilvania care face orice îi spun ceilalți pentru că e credulă. La fel ca și toți ăștia din Europa de Est. Bun, un film pe care merită să-l vedem și sunt mai multe motive, o să vedeți și voi de ce. Exact. Dar... Exact. E super filmul, cum zice și TV, am râs de m-am prăpădit. Mi-a plăcut chiar la început, parcă îl și vedeam pe Alex Velea cum trage de fiară, cum face mușchi, cum... că toți bărbații din acest film sunt foarte sculptați așa, deci el ar fi putut obține un rol aici. Da, ca să punem un fel de moto a filmului, știi? N-ar putea să parafrazăm în loc de pumnii mei minte nu are, mușchii mei minte nu are? O și nu are. E perfect! Aș zice că merge. Merge foarte bine, dar vedeți voi filmul ca să vă convingeți exact despre ce este vorba. Exact. Hai să facem extragerea fashion box-ului de această săptămână. Da, să vedem. Câștigătorul sau câștigătoarea noastră va merge acasă cu o geantă zebră ecologică, atenție. Și am văzut că și bărbații ne scriu de multe ori pe Facebook că vor să facă un cadou prietenei lor. Să vedem Bișan cine are noroc astăzi. Felicitări! Bravo! Acum că am cunoscut câștigătorul fashion box-ului din această săptămână, trebuie să vedem ce obiect nou avem în fashion box. Tot așa puteți să-l câștigați dând un like pe pagina de Facebook Look TV și surpriza este... Este o rochiță albă brodată, este foarte frumoasă, un must have sezonul acesta și practic o să vă țină mulți ani pentru că nu pleacă din trend, dar mai multe vedeți în materialul ce urmează. Dragii mei, cred că a venit deja iepurașul în casele tuturor. Dacă nu, noi, echipa Celebrity, îl ajutăm cu un cadou. De sărbători, ne întoarcem la tradiții și la motivele etno din ținutele vestimentare, astfel încât astăzi vă sugerez o rochie albă brodată. Acest model este unul dintre cele mai cerute de pe piață în sezonul cald și reprezintă piesa cheie în ținutele romantice cât și hippie. Sandalele maro sunt varianta sigură atunci când nu știți cu ce să accesorizați ținuta. La capitolul accesorii, nu vă recomand piese statement și în culori puternice, ci vă sugerez să rămâneți în liniile clasice și elegante ale rochiei. Pentru că avem nevoie să ne punem undeva și telefonul, cât și rujul, un clutch cât mai simplu este varianta ideală. Mult succes și nu uitați să dați like la poză pe pagina noastră de Facebook, Look TV. Așadar, puteți câștiga această rochiță minunată pe care o puteți purta această vară foarte mult timp de acum încolo dacă dați like la poza de pe pagina de Facebook Look TV. Dar vrem să vă mai anunțăm un lucru, să știți că acest coleg minunat al nostru, Tibi Codorean, va avea o nouă emisiune pe Look TV, care va avea premiera joi. Joi de la ora 10, eu împreună cu colegii Bogdan Rădulescu, Adrian Cucu, Dragoș Stan, începem un format nou extrem de amuzant și de concentrat. Tibi, ținem pumnii și te vedem așadar joi la ora 22 cu emisiunea Cenzurat. Noi până atunci vă dorim o săptămână frumoasă și nu uitați că ne revedem în fiecare luni la 20:30 de minute. Vă pupăm! Pa, pa! Pa.